Al doilea capitol din Cartea Genezei, de la versetul 15, cuvântul Domnului spune așa: Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Haideți să ocupăm locurile. Mă bucur să vă văd. Vă spun cu toată inima, stăteam acolo pe bancă și am zis așa în gândul meu că dacă n-ar trebui să spun nimic și să nu cânt nimic, numai să stau să mă uit, deja mi-am umplut inima de bucurie. Pentru că am văzut aici atâta bucurie, încântare și în mod special atâția tineri și copii. Dacă vrei să ți se facă foame, postește. Dacă vrei să vezi cum e să n-ai formații în biserică și să n-ai copii și să n-ai tineri, du-te acolo unde n-au alții și o să vii cu următorul avion înapoi. Și o să spui: Doamne, îți mulțumesc că noi avem și nu merităm ceea ce avem. Este harul lui Dumnezeu. Așa ar trebui să gândim. Eu cu sentimentul ăsta am venit, deși dacă aș fi fost, nu știu, am încercat să ne grăbim, să ajungem mai repede. Dar una din bucurile mari ale mele de data aceasta, știți care a fost? Că se poate și fără mine, la Mansue. Vă spun cu toată inima, mi-aduc aminte cât de greu era la început, frate Cristi, când împărțeam fanfara, orchestra, și te împărțeai și în alte biserici, și când aud sintagma asta: frate, vino să ne ajuți, că n-are cine la noi. Parcă te apucă așa o groază, ai impresia că acolo sunt pereți goi și n-are cine. Ei bine, conferința care ne așteaptă săptămâna viitoare este conferința în care cu mine sau cu oricare dintre noi sau fără noi, conferința poate să meargă înainte. Pentru că aici au fost tineri care au dirijat și copii care au cântat pe la pian, poate nici ne-ați văzut. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Au fost pe la instrumente niște tineri pe aici. O familie ești cu copii, poate una, două, câte familii au fost, nu știu. Astea sunt semnele binecuvântării. Acum aș vrea să vorbesc cât Dumnezeu mă ajută. Cum să păstrăm aceste semne ale binecuvântării în familia noastră? Să știți clar, de la bun început vă spun, diavolul nu se bucură de aceste semne ale binecuvântării. Și Europa și lumea întreagă și societatea în care noi trăim laică nu se bucură de aceste semne ale binecuvântării. Vreau să vă întreb de la început, dumneavoastră credeți că ceea ce vedeți aici sunt semne ale binecuvântării? Deci asta să înțelegem, toți sunteți de acord cu mine. Vă mai pun încă o întrebare și pe aceea o să încep predica. Sunteți de acord că cel rău nu se bucură de semnele astea ale binecuvântării? Așa-i. Și Dumnezeu îl ia pe om cu mii de ani în urmă și spune: Adame, hai că vreau să-ți dau o grădină. Știți cu ce am început eu? Familia, casa mea. Cu o grădină. Numai iarbă era. Dar vă spun sincer, atâta m-am bucurat când am ajuns acolo, tot îmi imaginam eu. A fost o simplă grădină cu niște stâlpi din lemn și un gard simplu. Nimic nu era acolo pe acel. Era o grădină. La mine la nuntă, și cred că la mulți dintre dumneavoastră, a circulat această urare: să fie casa voastră un colț de, spuneți tare, rai. Și-au venit alții și-au zis: măi, și eu vreau să fac o pensiune în țară, dacă ați văzut, și o să-i pun numele Eden, pensiunea Eden. Și te duci acolo la pensiunea Eden și vezi că ți-i frig. Nu e numai Eden, numai nu e ăla. Am pățit odată prin Oltenia. Și sunt țari. Și fum de țigară pe sub ușă, că fumau alții pe acolo, pe lângă. Și tot felul. Numai cu Edenul nu semăna. Numai cu Edenul nu semăna. Și Dumnezeu a spus așa omule: auzi, te iau și te pun într-o grădină. Da? Așa spune aici. Domnul a luat și a lăsat în grădina Edenului. Și să faci câteva lucruri. Trebuie să le faci astea. Sunt patru lucruri pe care le vom extrage de aici ca să rămână raiul rai și Edenul Eden și familia să rămână familie. Și atunci nimeni nu o să ne izgonească niciodată. Ascultați-mă ce vă spun. Nimeni nu ne va distruge acest rai pe care Dumnezeu ne l-a dat. Acum o să spuneți: da, dar l-a fost închis raiul ăla. Așa-i.
din cauza neascultării, raiul a fost închis. Și hai să citim ca să întărim acest adevăr, să nu vorbim altceva. Spune în capitolul 3, versetul 24, astfel, a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvim care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Deci, ieșirea lui Adam a fost pe poarta de la răsărit, să zicem. Da, acolo au pus niște îngeri, acolo nu mai intră nimeni. Și s-a distrus prima familie din grădina Edenului. Și mergem în cartea evanghelistului Matei, atât de frumos spune aici cuvântul, că vorbim despre nașterea Domnului în această perioadă, spune aici în capitolul 2. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi, de unde? Din răsărit, la Ierusalim și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua, unde? În răsărit și am venit să ne închinăm lui. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vroia să restaureze răsăritul. Acolo răsărit s-a închis Edenul și odată cu venirea Fiului Omului, pe pământ întrupat, se deschide raiul. Din nou, este o cântare, o colindă care spune, iadul cel închis, azi iar s-a deschis, șarpele-i cumplit, capul i-a zdrobit. E o cântare cu câteva afirmații profetice. Ei bine, Iisus Hristos a venit pe pământ și să ne restaureze grădina mea și grădina dumitale, răsăritul acesta, grădina Edenului. Și sunt patru lucruri pe care le-a dat omului atunci. Și aceste patru lucruri le-am găsit astăzi eu, în casa mea, valabile. Cânta aici o cântare, una dintre formații, că Dumnezeu păzește casa, Dumnezeu o crotește, El ne face casă. Dacă ar fi atât de simplu, frați și surori, de ce mai avem probleme în familie? Că doar Dumnezeu ne păzește. Îl trimi pe copil la cea mai tare școală, că doar Dumnezeu ne păzește. Eram odată student, cândva pe la Cluj, frământat de o alegere mare și grea. Mare. Vrea să plec la o bursă depărtat de casă și am zis, mă duc să-mi fac o carieră. Am ales o bursă pe care așa s-a întâmplat că am primit-o. Colegul meu a spus, ești un nebun. Dacă tu refuzi bursa asta pe care ai primit-o la școală, undeva în statul Illinois, și fiindcă nu vreau să fim un nebun, să fiu pentru el un nebun, am vrut să-i dovedesc că voi pune mâna pe acea bursă. Și am primit răspunsul că sunt eu cel care pot să pun mâna pe această bursă, eram plătit bine acolo la școală. N-am mai putut dormi o zi, două, trei, patru și am început inima să mă frământe. Mama vedea că nu mai mănânc. Ce-i cu tine, băiete? Mama, trebuie să fac o alegere grea. Mă duc la școală, dar e o problemă. Acolo la școală n-am biserică. Măi, băiete, ai grijă. Mă tot uitam pe Google Map să văd 5 ore până la biserică. Mă am cum să mă duc în fiecare weekend? Nu pot. Și tot mă frământam, dar începeam cu argumente, că și Daniel s-a dus în Babilon și a fost puternic. Și am zis, gata, mă duc și eu în Babilon. Și într-o zi, înainte cu 10 minute se închidă biserica din Carpați, seara veneam de la conservator istovit și a spus, Doamne, dacă nu-mi răspunzi, mă istovesc pe picioarele mele. Intru în biserică, la fără un sfert, 9 fără un sfert, că nu a fost mai. Și fratele Relu predica despre alegeri care ne pot costa toată viața și spunea despre Eva care a ales odată greșit și a fost izgonită din grădina Eden. Și mi-am dat seama și am zis, Doamne, atunci fac cu tine o altă înțelegere. Una e să mă ducă cineva în Babilon și alta e să aleg eu să mă duc în Babilon. Diferența între mine și Daniel e că eu vreau să mă duc în Babilon. Doamne, gândesc corect așa. Dacă nu gândesc corect, uite, mai pun încă o dată înaintea ta această cauză, spune-mi tu. Dar i-au citit în Biblie că Daniel a fost luat și dus în Babilon. S-a pierdut Daniel în Babilon? Nu. Ce-or fi zis femeile, mamele? Mă, a meu știe să gătească, a meu să roagă, a meu știe să facă cutare. Dar dacă nu le avea Daniel astea, cine îi spunea lui să nu se spurce dacă nu avea familie? Uneori aruncăm în barca lui Dumnezeu tot și spunem, Doamne, i-am făcut copiii, crește-i Tu. Atât. Patru imperative pe care le-am găsit eu aici în acest pasaj ca să rămână Edenul
Eden și astăzi. Eu îți doresc în continuare, în familia ta, să rămână acel colț de rai pe care Dumnezeu ți l-a pregătit și încă-l are pentru tine, să te bucuri de el și să nu intre nimeni acolo. Deci acolo, în Cântarea Cântărilor, un vers atât de frumos, foarte frumos: ești o grădină închisă, soro mireasă, un izvor închis, o fântână pecetruită. Așa să rămână familia, o fântână pecetruită, o grădină închisă, nimeni să nu intre, să ne distrugă Edenul. Haideți să vedem pe scurt cele patru lucruri pe care Dumnezeu l-a cerut omului în grădina Eden. 1. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze. Primul imperativ, cel mai simplu: trebuie să lucrezi. Ca să rămână Edenul Eden, trebuie să lucrezi. E foarte important. De ce spun acest lucru? Oamenii, i-am întâlnit eu personal, sunt două, trei categorii de creștini. O categorie care lucrează prea mult și o categorie care nu lucrează deloc. Într-o zi eram undeva în zona Sucevei, la un restaurant cu soția, povesteam într-o dimineață, eram la un curs acolo, nu m-am planificat nimic, dar eram acolo și auzeam niște frați, mă gândeam că-s penticostal, după cum arătau, și bine că arătau așa, deci nu are asta legătură cu... Dar auzeam acolo spunându-se că ei nu mai trebuie să lucreze. Bă, eu nu mai lucrez, mă, eu trăiesc din alocații, știți de pe unde erau. Așa, cu tare, cu tare, mă, uitam la ei, ziceam, băi, frate, mă, ce-a ajuns omul. Când Dumnezeu ne-a spus să nu mai muncim, frați și surori? Haideți să citim aici ce spune Pavel celor din Tesaloniceni, că problema asta cu munca nu e de o zi, nici de două, e de când pământul, Dumnezeu ne cheamă să muncim. În epistola către Tesaloniceni, a doua epistolă, spune așa, capitolul 3, versetul 6, spunea Pavel așa: în numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Voi și vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. Apare cuvântul neorânduială deja de două ori. Adică e ceva haos în biserica respectivă. Ce-i haosul ăla? N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Ei bine, munca este o poruncă de la Dumnezeu pe care chiar și oamenii lui Dumnezeu o dau mai departe ucenicilor, copiilor și familiei. Și spune mai departe așa: auzim, versetul 11... versetul 10, căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu... Frașii și surori, că îți dă Dumnezeu niște bani în plus, e problema lui, dar spune Biblia clar, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Asta este porunca lui Dumnezeu. Munca este o virtute a omului lăsată de Dumnezeu. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorundială, nu lucrează nimic și se țin de nimicuri. Cred că dumneavoastră lucrați, dar n-ați fost ispitiți. Și eu am fost. Bă, dacă n-aș mai lucra. Mai discut cu câte unul și cu altul și spune, bă, dar tu nu lucrezi așa ca mine, ca și când eu sunt mai leneș, să nu zic altceva. Și spun, măi, uite cum facem. Eu vreau să spun un lucru. Nu știu ce lucrezi tu și poate tu nu știi ce lucrez eu. Eu tot vreau să știi că eu nu-mi permit să dorm 10 minute mai mult decât poate-ți permis tu. Că nu fac job-ul tău, că nu fac munca ta, tu nu poți să-i spui despre că eu nu lucrez. Dumnezeu la unul îi dă într-un fel, la altul în alt fel. Însă munca este lăsată de Dumnezeu. Știți din ce moment? Din prima zi în care Dumnezeu îl pune pe Adam în grădină. Crezi că Dumnezeu da grădina lui Adam nearanjată? Eu nu cred așa. Eu cred că grădina dată de Dumnezeu lui Adam, acel Eden, a fost pusă la punct. Spune că au fost puși pomi, verdeață, tot felul de pomi, soiuri, de toate. Știți care e paradoxul pe care nu-l înțeleg? De ce nu a spus Dumnezeu lui Adam, Adame,
Eu ți-am făcut-o, că noi așa facem la copiii noștri. Uite, tata ți-a pus la punct, 6 luni, un an de zile, nu trebuie să faci nimic. După aia, vezi că trebuie să mai zugrăvești, să mai faci. Dumnezeu nu a spus așa. Ți-am făcut-o, Adame, de mâine la lucru. Eu am avut șansa să stau o perioadă de timp în America și într-o discuție cu un prieten de-al meu de acolo, bogat, cu mai multe apartamente, acolo îmi spunea așa, hai să spun o întâmplare pe care am trăit-o săptămâna trecută. Am întâlnit un bătrân la 60-70 de ani care în viața lui nu a lucrat. Băi, mă uitam la el. No, acum am auzit, la 40 să nu lucrez, până la 50, ce niciodată nu a lucrat nimic. Și tot așteptam să-mi spună mai repede. Zice, taică-s-o i-a plătit toată viața chiria. Și când a murit? La 60 ceva de ani. Și taică-s-o cât o trăit? 90 ceva de ani. Deci tatălui, până la 90 de ani cât o trăit, îi tot plătea la fiul său chirie, cu tare. Și băiatul ăsta, flăcău, după aia moș, nu mai lucra deloc. Știți ce îmi spunea băiatul ăsta, prietenul meu? Deci n-aș vrea să vezi, să fi văzut cum arăta casa, camera în care a murit omul ăsta. Mâncare pe jos, haine nespălate, mizerie. Și de ce? Că munca este o disciplină care se învață și cine nu muncește ajunge exact așa. Se ține de nimicuri. Există categoria cealaltă de oameni care trag 3-4 geaburi. Ei trebuie să își plătească ratele. Și eu am datoriile mele și cred că mulți le avem dintre noi. Este absolut normal să ne doară și să avem costuri pe care trebuie să le plătim. Dar niciodată în Scriptură, câtă vreme există Psalmul 127 aici, niciodată nu pot permite să mă joc cu Dumnezeu, care spune așa, degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Și ce înseamnă pentru mine, ce înțeleg eu asta de dimineață, de vreme și seara târziu? Înseamnă exces, înseamnă exagerare. Nici nu mă mir că e pâinea câștigată cu durere. Dacă tu nu-ți vezi copiii astăzi, dacă tu nu-l vezi pe copilul tău mâine, de multe ori am întâlnit familii care spuneau, nu ne vedem numai sâmbătă. Eu ajung de la lucru seara târziu, el doarme dimineața, el pleacă, eu mă odihnesc, intru la nu știu care schimb, nu mă văd cu copiii mei. Nu te lăuda cu așa ceva. Dumnezeu îți poartă de greu în așa fel, încât să-ți poți vedea și copiii. Dacă tu ți-ai schimbat prioritățile, este problema ta. Dumnezeu te cheamă să muncești, dar să nu exagerezi. 2. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Deci, 1. Muncește și 2. Fii cu ochii deschiși în grădina pe care tu o ai, la tine acasă. Sunt multe camere, e camera băiatului, camera fetei, dacă ești un om bogat, ai mai multe camere și tu trebuie să vezi ca tată și ca mamă în fiecare cameră, în fiecare zi trebuie să-ți vezi camerele la toți copiii tăi, să știi ce au un telefon, să știi ce se întâmplă în casa ta și să veghezi, pentru că dacă nu veghezi tu, să nu ai așteptări ca să vegheze Dumnezeu peste ceea ce tu nu veghezi. Din nou citesc Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o. Așa, dacă o citim la o primă, o să spunem, e clar. Dacă nu păzește Domnul, degeaba păzesc eu. Eu înțeleg și altcumva. Că Domnul păzește peste ceea ce păzesc eu. Eu așa înțeleg. Da? Deci Dumnezeu păzește sau veghează vegherea mea. Dumnezeu nu veghează peste mine când eu nu știu ce are copilul meu în telefon. Dumnezeu nu veghează peste casa mea dacă în casa mea nu mi-am făcut datoria de veghetor. Că dacă era așa, atunci Dumnezeu spunea simplu, Adam, stai niște că mă ocup eu de pază. Nu, muncește și păzește-ți grădina. Și aici unele familii înțeleg atât de greșit că este problema bisericii și a școlii duminicale să-mi crească copiii. Și la fanfară să învață rugăciunea Tatăl nostru și la orchestră să învață nu știu ce. Și da, eu nu m-am să-mi cer bani. Câți bani îți trebuie? 100 de euro. Da, 100 de euro. Lasă-mă, că am alte lucruri.
Nu. Dumnezeu ne spune în această seară, vrei să rămâi în Eden? Lucrează, dar nu exagera. Vrei să fie bine în grădina ta? Fii cu ochii deschiși. Atunci veghează Dumnezeu, când eu și cu tine veghem asupra copiilor noștri. De multe ori am întâlnit părinți care spuneau, nici măcar n-aș fi putut gândi să facă copilul meu lucrul ăsta. Sau nu m-aș fi putut gândi că... Și de ce cred că nu s-au fi putut gândi? Că n-au avut deloc un dialog cu copilul. O părtășie frumoasă de tată-fiu. De foarte multe ori, noi ne limităm discuțiile în casa noastră doar la atât. Ce faci, dragul tati? Ce vrei să-ți mai dau? Ce vrei să-ți mai cumpăr? Ce probleme mai sunt pe la școală? Și gândiți-vă dumneavoastră că în spatele acestei filozofii ale lumii se ascunde o ideologie. Vreau să vă întreb, în spatele acestei scripturi adevărate ale Dumnezeu, nu credeți că se ascunde un cuvânt bogat într-un dialog cu copilul nostru? Nu spunea la un moment dat Mântuitorul, eu, în Apocalipsa, o profeție, iată, eu stau la ușă și dacă aude cineva, voi sta de vorbă cu el, el cu mine, eu cu el, aia înseamnă comuniune, părtășie. Avram și Isaac, părtășie. Nu dialog, eu îți cumpăr, tu ești cu minte, dacă nu mă faci de rușine, îți iau o casă. Frați și surori, familia e mai mult decât o casă și o moștenire. Familia este un Eden care astăzi, mâine și în orice zi, în jurul Edenului, în afara grădinii tale, există lei, există șerpi, există demoni, există lupte și lupte străine ale întunericului ca să ne ia copiii și să ne schimbe și să-i transforme în orice, numai nu în fii de Dumnezeu. Vă întreb eu, nu cumva am crezut prea mult că trebuie să ne păzească Dumnezeu ceea ce trebuie să păzim și noi? Nu cumva trebuie să ne întoarcem, să ne uităm, să stăm de vorbă cu soțiile, cu soții, să vedem totuși în casa noastră dacă sunt certuri, dacă se ceartă copiii mult, dacă copiii nu pot dormi noaptea, nu știu că ați avut, eu am avut situații, tată, nu pot să dorm. Nici nu m-am gândit să-i dau un medicament. În primul rând, m-am gândit să mă rog împreună cu el. S-a fost primul lucru. Și am întrebat, la ce te-ai uitat? Păi să știi că, nu știu, așa e, pentru că atunci diavolul încearcă să ne distrugă familia, băgând frică, aducând ceva peste nevegherea noastră. Suntem oameni. Haideți să fim recunoscători. Dumnezeu veghează doar asupra vegherii noastre. 3. Am spus așa, Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze. 2. Să o păzească. 3. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină. Și am intitulat, eu am pus aici acest imperativ. Adame, poți să mănânci după plăcere. Poți să mănânci după plăcere. Lucrezi, te zbați, ești vegheator, te uiți în stânga, în dreapta și ești unul care stai pe turn pentru familia ta. 3. Poți să mănânci. Cum îți place ție? Adică, Adame, nu e chiar așa de greu. Ai voie în familie să ai și libertăți. E frumos să existe și plăcere în familia ta. La copilul tău îi place mai sărat. Dă-i mai sărat. Nu am văzut o dată, da cu pumnul masă, toți mâncați prune. Stai că poate nu la toți le place prune. Da, am văzut asta, da, odată cu pumnul masă și eu pus pe toți să mănânce prune. Frați și surori, familia are și a libertățile ei. Nu suntem acolo gardieni să dăm, să facem, să-i chinuim. Există libertăți. Ca familia să meargă bine. De-aia Dumnezeu lăsa mai multe soiuri de pomi, mai multe lucruri frumoase, culori, să se îmbrace copilul într-o culoare. Libertate! Libertate! Nu ești prea rigid pentru lucruri de nimic cu copilul tău. Că el vrea camera galbenă, roșu, nu știu. Și tu spui la mine în casă sau nu știu, lucruri de nimic. Care strică ambientul familiei. Să spună, mă, tata, m-a învățat un lucru. Există și libertate. Astăzi putem face asta, mâine putem face asta. Câtă rigiditate în bisericile pentecostale. De multe ori am văzut copii triști pentru că tata nu le-a zâmbit niciodată. Să gata viața, cresc copiii
și rămâne un, o umbră de Eden acru, te duci acasă și ți-aduci aminte cum să strâmba la tine, că nu erai nu știu cum, și încerca să te facă, să vă facă pe toți la fel. Toți îmbrăcați, aranjați, toată lumea ca la armată. E ok, armata a avut și a rostul ei, însă există în casele noastre, lăsat de Dumnezeu porunca aceasta, libertate, după plăcere, în armonie și în binecuvântarea dată de Dumnezeu. De asta există diversitate. Și în biserică. Pentru mine, cea mai frumoasă biserică e biserica unde este diversitate. Dar același duh. Deci nu diversitate în altceva. Unde e diversitate și este același duh. De ce nu e casa ta așa? Același duh între tine și soția ta și între tine și copiii tăi și în același timp diversitate. Ce frumos să fie diversitate. După plăcere. Adame, trezește-te, poți să mănânci după plăcere. 4. Adame, lucrează, păzește-ți casa, mănâncă după plăcere, învață-i pe copii că există diversitate. Dar, Adame, mai am un lucru să spun. Dar din pomul cunoștinței binului și răului, să nu mănânci. Adame, poți să mănânci și, Adame, vezi că nu poți să mănânci chiar din orice pom. Și asta îmi spune mie la final de mesaj, că nu există Eden, rai, fără restricții. Acest lucru mie îmi spune că nu există rai, familii, fără restricții. Și aici foarte mulți am răstălmăcit Scriptura și am zis, băi, fac ce vreau, că e casa mea. Ăsta e raiul lui Dumnezeu. Dacă e casa ta, păzește-te totul singur, ocupă-te tu singur, dar vezi că s-ar putea să trăiești în afara raiului lui Dumnezeu. Dacă e raiul lui Dumnezeu acolo, în casa ta, trebuie să existe și restricții. Poate că la unii dintre tineri a plăcut chestia asta că poți să faci ce vrei. Nu e așa. În orice rai lăsat de Dumnezeu, nu poți să faci chiar tot ce vrei. Și aici suntem cei mai dificitari. Eu văd la mine, ne cumpără copiii, tată, o jumătate de oră, lasă-mă, mai intru, mai fac, cu tare. Câți dintre dumneavoastră v-ați propus să stați o oră pe Facebook? Iertați-mă, sper că nu vă fac probleme, că întreb asta, sau pe Instagram, sau ce mai a apărut acum. Câți v-ați propus să... Acum stau o oră. Dar câți v-ați propus să stați 5 minute și a stat o oră? Mă înțelegeți? Că acolo unde, cum zice acolo, i s-a părut interesant pomul ăla-i, deschide mintea, îți face. Există locuri în care dacă ne jucăm cu zona unde Dumnezeu spune nu, acolo suntem cei mai vulnerabili. Și știți ce se întâmplă? Suntem izgoniți și Edenul nostru se destramă, se distruge. Și în loc de fericire, primim bilete la amvon, rugați-vă. Am auzit familii care spuneau, în casa mea e un dezastru, e iadul pe pământ. Din raiul lui Dumnezeu au ajuns să experimenteze iadul pe pământ. Că n-au înțeles un lucru, ori zis, măi, eu mă duc și muncesc până nu mai pot să se ocupe nevastă mea de prunci. Nevasta a zis, eu le fac mâncare, să aibă ce mânca, să nu ducă lipsă, că se ocupă la biserică de ei. Și ei merg la școală și copiii sunt ca niște, de așa, de mingea minge și dai de la unul la altul. Și ajungem la ultimul punct, când ne dăm seama că nu mai avem niciun control, nu mai credem că există restricții, există și nu-uri în Scriptură. Și spune Pavel, patul, undeva în Evrei, dacă nu greșesc, să ce citesc, ca să nu, printre... Lucrurile pe care scriitorul, autorul cărții Evrei spunea bisericii de acolo despre mulțumire, despre primirea de oaspeți în Evrei 13, ce spune așa, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. Acum unii o să spună și așa este, că poate se referă la patul celor doi. Dar așa să extind puțin această idee. Haideți să lăsăm și paturile copiilor să fie nespurcate. Și să fie și biroul copiilor nespurcate. Și să fie și camera copiilor nespurcate.
povestea cineva în Statele Unite despre o familie care avea o tulburare mare, copiii nu mai puteau dormi și întreba la un moment dat păstorul, auziți, dar voi v-ați uitat prin casă, n-aveți cumva lucruri care nu sunt, au găsit ceva, un manechin, o păpușă, care nu trebuia să fie în casa lor. Și au zis, nu cumva credeți că asta vă spurcă somnul copiilor și camera lor? Ia scoateți afară asta. Și au scos afară. Credeți că au dormit mai bine? Da. Noi credem că de multe ori numai eu cu soția și trebuie să fie patul nespurcat și căsătoria nespurcată. Dar când Dumnezeu extinde familia prin celelalte colțuri ale grădinii, nu toți sfințenii ale Dumnezeu trebuie să fie. În caietul copiilor, la școală, în orice lucru, oare nu trebuie să înțelegem că restricțiile sunt pentru toată lumea ca să rămână Edenul Eden? Mă bucur pentru familie pe care le aveți, dar vreau să vă spun sincer ce îmi spun și mie. Astăzi, ca să rămână raiul rai, ascultați ce vă spun, nu o să plătim un preț mai mic decât l-au plătit părinții noștri și nici bunicii noștri. Noi credem că azi e mai ușor, că avem multe lucruri, putem duce copiii la after school și before school și cum vreți dumneavoastră. Ascultați-mă ce vă spun, prețul de a rămâne raiul rai e același pe care l-au avut și părinții mei și bunicii mei, ca să rămână armonie până la capăt. Că dacă n-ar fi același preț, ascultați-mă, de-aia sunt atâtea divorțuri și de-aia multe case nu sunt împreună, doar dorm sub același acoperiș. Haideți să recapitulăm. Dumnezeu a restaurat raiul pentru mine și pentru tine. Și cele patru porunci sunt astăzi valabile și pentru noi, cum au fost și pentru Adam și pentru Eva. Lucrează, veghează, mănâncă, bucură-te de libertate. Și nu uita că orice rai are și restricții ca să rămână cu adevărat.